Față de prima lună a anului, în februarie, prețurile mărfurilor alimentare și nealimentare au crescut cu 1,2%, respectiv cu 0,4%, iar tarifele serviciilor au urcat cu 0,1%, se arată într-un comunicat al Institutului Național de Statistică. Prețul ouălor a crescut cu 12,7%, la legume și conservele de legume cu aproape 6%, iar la fructe cu 4,48%. Singurul produs alimentar care a avut preț mai scăzut decât luna ianuarie a fost mierea de albine. Producătorii de miere spun că acest lucru se datorează faptului că anul trecut a fost unul productiv. Anul trecut a fost un an foarte bun la miere. Era... Salcăm 17 lei kilogramul și mierea polifloră 14, mierea de tei 15 lei. Tot la fel a fost. Îmbrăcămintea, încălțămintea sau produsele de uz casnic au fost și ele mai scumpe luna trecută. Dintre produsele nealimentare, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat luna trecută la țigări. Procentul a fost de 1,4%. Să prea scumpiesc. Socotit așa, cum e banul în ziua de om, care l-are omul acum și după pensie, piața e scumpă, să știi. Prețurile au crescut, la ouă, mai ales la ouă au crescut, la legume, din cauza că se aducă, au crescut cu 15 până la 20%, chiar 30%. La ouă au crescut cu mult, au crescut cu 1 și ceva, adică cam 100% au crescut, că erau 50 de bani, acum e un leu. Despre scumpirea țigărilor, ce părere aveți? Din partea mea să le scumpească, să le tripleze, din cauza că nu fumez, unul. Am fost fumător, dar erau atunci țigări și pentru omul sărac. În județul Mehedinți, kilogramul de carne de pasăre variază între 6 și 9 lei, pe când în județele învecinate, cum ar fi Doljul, prețul este mai mare cu 4 lei. Ministrul Agriculturii Stelian Fuia a spus că în acest sezon suntem dependenți de importuri, iar dacă adăugăm și faptul că multe drumuri naționale au fost blocate, putem să ne explicăm situația actuală. După 15 martie, ne așteptăm să apară și oferta din gospodăriile țărănești. 2012 se anunță a fi un an la fel de crud în privința bugetului pentru mâncare, precum 2011. Anul trecut, românii au fost forțați să cheltuiască cu 15% mai mult pe alimentele de bază.